sfârșit tu pe pământ, că te văd de mâini legat și la moarte judecat. O, Iisuse, prea grea.
Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, Cel care așezi pe heruvii, Cel ce ai arătat puterea Ta și ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea, prin îngroparea și prin învierea Sa, și acesta venind din Ierusalim spre pregătirea cea de bună voie, poporul cel care ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele miluinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic, i-a prevestit învierea. Însuși, Stăpâne-ne, păzește-ne pe noi care, urmând acel ram, purtăm în mâine ramuri de copaci și de finic și de flori, în această zi de înainte prăznuire. Și precum prea acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești, să ne îngrădăcim de dădătoare de viață în viere de a treia zi, într-un Hristos Domnul nostru, care binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău de pe scaunul slavei Împărăției Tale și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta spre Sfântă Ioana aceasta, pe care a făcut-o într-o pomenirea intrării în Ierusalim a Tale la primirea vremii. Și o sfințește, o binecuvintează pe dânsa, dă-i putere temătuitoare de toată durerea și neputința, o izbunitoare de toate uneltirile de avalești pentru toți cei care cu credințe către ea vor alerga și înainte ei, ție se vor închina și se vor ruga și puterea cururea auzită și bine primită pe rugăciunea lor. Cu harul și cu durările și cu iubire de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, care binecuvântat este cu preasfântul și bunul de viață, Văcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rugăm aminte! Se sfințește icoana aceasta a intrării în Ierusalim a Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului. Se binecuvintează icoana aceasta prin venirea preasfântului și de viață Făcătorului Dumnezeu asupra ei și prin zropirea cu aceasta păstrățită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului. Se binecuvintează stâlpările acestea prin venirea preasfântului și de viață Făcătorului Dumnezeu asupra ei lor și prin zropirea cu aceasta păstrățită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință-n bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta vânzește pe numele Domnului.
să iubire oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu la sine, nebetuirea noastră. Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru vecinile prea curate, Maicii tale, cea de Dumnezeu Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amen. Învierea cea de obște, înainte de Pascha, în seama viitorile, pe Lazar l-a scurat de mormânt, și semne de demință primi Osana, Fiului David, binecuvântat este Cel care vine din numele Domnului. Prăgrasă Părinte, Vicar, Prăgrăși Părinți, Prăgrăcești Părinți, Prăgrăcești Părinți, Protocop, iubiți credincioși și credincioase. Iată și noi aici, la Centrul Eparhial de la Roma, amintim sau facem amintire de evenimentul care a fost făcut de Mântuitorul nostru Iisus Hristos înainte de pătimirea sa cea mântuitoare, pentru faptul că acea pătimire de atunci se recapitulează și se trăiește pe ea în fiecare an de către Biserica care de fapt urmează calea Golgotei și a crucii, adică acea cale pe care a indicat-o Hristos în Evanghelia sa, și pe care cale, mergând și propovedând adevărul lui de credință, intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Deci astăzi facem pomenire de acele evenimente importante, cruciale pentru umanitate, pentru cosmos, pentru univers. Și noi, ca și acei prunci de atunci, care cântam în nebinovăția lor, Osana, Fiul lui David, binecuvântat este Cel care vine în lumele Domnului, așa, aceeași inocență, aceeași curăție, să o avem și noi sufletește, purtând aceste ramuri sau palmete de tinic în mâini, care nu sunt decât simbolul faptelor noastre celor bune, pe care încercăm să reprezentăm înainte Celui Mare a pătimit pentru umanitate, pentru ca umanitatea să trăiască veșnic, să se transfigureze, nu să se desfigureze, cum încearcă unii să o creadă. Deci, iubiții mei și preacuterii părinți, mai ales că frățiile voastre sunteți cei care conduceți un popor binecuvântat, un sfânt popor, o paronie, pe care, ca și păstor, înaintea unor, încercați să îi diriguiți către calea cea dreaptă, către limanul nemântuirii. Așa că, dacă ați luat aceste palmete astăzi, în preziua hramului, sau în preziua acestui sărbători frumoase, care este intrarea Domnului nostru în Ierusalim, deci fiți în continuare pildă, fiți în continuare lumină, fiți în continuare sarea pământului, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune și adevărul propovăduit de voi înaintea lor și împărtășirea poporului credincios cu sfintele taine și cu învățătura cea una, cea ieșită din Evanghelia lui, e bine, atunci ei se vor bucura și vor avea identitate în Iisus Hristos, știind să se definească în contextul scucimatei istoriei pe care o trăiesc pe acest pământ. Așa că vă mulțumim în mod deosebit că ați venit, începând și noi, ca și în alte eparhii, care au o tradiție în ceea ce privește această sâmbătă a Învierii lui Lazar și care amintește de această intrare în Ierusalim a Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci iată că încercăm să retrăim acel eveniment și să-l reconstituim sau recapitulăm și noi în eparhia noastră.
Am încercat, deci, și aici, la Roma, la Cetul Ecardian, și tot omul minimul venit și de fiecare an să venim din ce în ce mai mult, cu mai multe ramuri, cu mai mulți fii duhovnicești, cu mai mulți din aceia care mai s-a mai stins în sufletul lor credința cea adevărată, aduceți-i și vor pleca de aici cu o picătură de har în sufletele lor și vor încerca și ei să rodească roadele Duhului Sfânt. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste voi, căci astăzi terminăm și o săneala celor 40 de zile de post. Dar începem o săptămână specială, o săptămână care fiecare zi are o semnificație profundă, teologică, mistagogică, liturgică, tradițională. Începe săptămâna pătimirilor și mergeți cu Hristos și prin Hristos în puterea Duhului Sfânt pe calea care ne-a indicat pe El. Căci El este calea, adevărul și viața și fără El nu putem să facem nimic. Să vă binecuvânteze Dumnezeu să vă ajute și acum, la sfârșitul acestei slujbe, într-o liniște, veniți să luați binecuvântare de la Dumnezeu, vă vom însemna cu un delegă sfințit de la Lidia și vi se va împărți aici Lidia, așa cum se cuvine și cum este tradiția în Biserica noastră Ortodoxă. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Dar mai crâncenă durere îți fac
păcatele mele. Iisuse, îți cer iertare, dă-mi căință și îndreptare, ca să plâng al meu păcat și să nu mor neîndreptat. O Fecioară,